Stimați prieteni, iată-ne din nou aici pe canal, canalul cel bun. Nicu Bendea vă dă salutare și într-o zi de marți. Mulțumesc de abonare și de urmărire. Iar prin faptul că îmi scrieți comentarii, înseamnă un lucru extraordinar pentru mine. De acolo găsim subiecte noi de discuție. Vă mulțumesc tare mult, sunteți înarmați cu răbdare, v-ați blindat cu răbdare pentru următoarele minute de video. E bine că mai nou am intrat iarăși în cursa înarmărilor, ca pe vremuri, am intrat în cursa înarmărilor. România, țara noastră dragă, țara noastră de dor, cumpără armament de 3,5 miliarde de euro. De unde? Nu de la Cugir. Paradoxal, că avem și noi o firmă bună care face armament, dar nu s-au mai băgat bani în ea. Nu de acolo, nu de la Cugir, luăm de la americani. Unchiul Sam ce a zis? I se strică praful de pușcă, hai să-l vindem la fraierii de români. Cumpărăm armament de luptă. Dar cu cine ne luptăm noi? Că pentru a te lupta cu prostia nu ai nevoie de armament, ai nevoie de școli, de facultăți, de universități. Acolo se face adevărata luptă. Dar noi cumpărăm, ce cumpărăm? Rachete. Cumpărăm avioane, fără pilot și drone. Dronele alea care bâzie deasupra noastră vor fi cumpărate cu bani grei de la americani. Bă, 3 miliarde jumate, un procent mare din PIB, să dăm noi pe armament. Și așa nu ne atacă nimeni. Sau dacă ar dori cineva să ne ocupe, ar face chestia asta în câteva minute. Noi nici nu ne-am dat seama cum am vorbit rusă sau chineză. Dar a noștri cumpără armament. Păi nu bubuim noi de prostie? Nu suntem noi blindați de șmecherie? N-avem atâția bombardieri care zi de zi își arată forța? După ce mai cumpărăm arme? Pentru ce? Nu înțeleg. Înțeleg să fi avut școlile puse la punct. Înțeleg dacă am avea spitale suficiente, autostrăzi. Dar noi nu. Investim în armament. Și peste 2 ani iară schimbăm armamentul, că nu au fost război, nu le-am folosit, dar armele au evoluat. Păduri nu mai avem, că le-au tăiat ăștia și le-au vândut. Că dacă aveam păduri, era o chestie. Dacă ne ataca cineva, ne ascundeam în pădure, îi băgam într-o prăpastie, aruncam cu pietre pe ei, cu smoală și îi distrugeam. Pac, cu o praște, dar așa trebuie să cumpărăm de la unchiul Sam armament puternic, să fim blindați, cum s-a blindat și doamna Gabriela Vrânceanu Firea la capitală. Ieri și-a lansat la apă și candidații pentru Consiliul Local. Numai nume grele. Cine deschide lista? Petre Roman. Îl știți pe Petre Roman? Cel fără gât. Petre Roman, cel vopsit. Petre Roman, cel cu talent la povestit. Că nu m-au povestit cât a fost prim-ministru. Femeile de la APAC o să-l mai voteze oare? O să fie sloganul lui electoral, cel de prin anii 90? Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem ca Roman să ne... Și-a mai pierdut din șarm. L-am văzut el la lansare, era în cămașă, nu-i credibil. Dacă avea puloverul ăla croșetat, cu ăla, da. Ce candidați mai are pe listă doamna Firea? Mitică Dragomir, doamne, am stat destul pe tușă, de o dracu, doamne, să ajung și eu acum consilier la capitală, că deputat am mai fost. Cornel Dinu. Și Cornel Dinu, care pe undeva o să spună chestii din filozofie atunci când nu-i convine ce face șefa sa Gabriela Firea. Numai oameni din fotbal, nea Puiu Iordănescu, la ce mai trebuie lui funcție, domnule, care și stadion cu numele său, stadionul Puiu, sponsorizat de Avicole. Nu, serios, nea Puiu. Dar el e pe lungime de undă cu doamna Firea, amândoi cu iconițe, cu cruciulițe, cu credințe, cu și Elisabeta Lipă. Acum am înțeles pe ăștia din fotbal, care sunt niște profitori, Mitică, Dinu și tata Puiu. Dar Elisabeta Lipă? Ce să facă săraca? Să văslească? Să aducă partidul pe un loc fruntaș? Ce să facă? Oricum nu-i apă caldă în sectoarele din București. Ea e o canotoare de talie mondială. Ce o să facă? O să ducă bucureștenii pe marginea lacului Snagov să facă duș și o să le dea cu vâsla în cap dacă nu se spală bine? Nu știu ce va fi, dar a apărut un alt sondaj pe București. Dacă până acum în toate sondajele Nicușor Dan trecuse de Firea, acum alt sondaj, comandat probabil de doamna
Doamna superbă, firea, acest sondaj o creditează cu 41%. După aia vine Nicușor Dan cu 34%, Băsescu a urcat la 15%, cât un vin bun, iar Tăricianu la 5. A rămas la 5, el a rămas la 5 neveste. Dacă își mai avea 3 neveste în campania asta electorală, poate ajunge și el pe la un 7-8%. Nu știu ce va fi. Firea sau Nicușor Dan? Firea sau Nicușor Dan? În orice caz, doamna Firea, dacă nu o să fie primăriță, nu o să fie aleasă iară primăriță pentru un nou mandat, va merge la acces direct. Dar nu pe post de moderatoare, pe post de vulpiță. Se schimbă un pic vulpița, că așa îi este Firea. Da, acces direct s-a reluat, merge de bubuie ca să fim în ton cu armamentul, dar a apărut un titlu în presă. ProTV a rămas fără voce. ProTV a rămas fără voce. Să-l ia pe Dan Negru, că ăsta are voce. Imediat îl bagă pe Dan Negru acolo, la ProTV, lângă Esca și strigă el și ProTV-ul va avea din nou voce. Nu e vorba de concursul Vocea României. După 10 sezoane se pare că s-a anulat. Se anulează din motiv de guvide. Guvidul are gura mai tare decât vocea. Asta e. Gura bate vocea. Săracul Smiley acum e condamnat să stea cu Gina Pistol. Ăsta are armament, domnule. Nu și-a drone, nu și-a grenade. Ăsta și-a luat armamentul lui la purtător. Gina Pistol. Săracul Pavel Bartoș mai primea de la câte un concurent, de la mama câte unui concurent, mai primea câte o oală de sarmale și mai revenea. Dar acum l-a văzut, face reclamă la Dero, scoate petele. Asta e viața de artist, viața de freelancer. ProTV. O fi rămas ProTV-ul fără voce, dar are ouă. ProTV-ul a rămas tare în ouă. De ce? Paradoxal, emisiunea Ferma continuă, Ferma Vedetelor. Și de ce e tare în ouă? Pentru că acolo concurează Cezar Oatu! Numai nume grele prezentate de Mihaela Rădulescu. Oatu, Piștereanu și Pușcău. Băi, suntem în ton cu principala știre. Domnișoara sau doamna Pușcău va concura și ea pentru câștigarea marelui premiu de la Fermă. Toate aceste vedete, aceste nume mari prezentate de Mihaela Rădulescu, va fi parașutată undeva din atmosferă de către iubitul său, celebru elvețian, o să o lase fix în mijlocul filmărilor. Că doamna Rădulescu nu mai are timp să se urce la volan, să facă de astea, o parașutează iubitul său. Asta este, doamnelor și domnilor, ne blindăm, ne armăm și ne emoționăm. Sau ne emoționăm că ieri a fost depusă moțiunea de cenzură. PSD a depus moțiunea de cenzură, 24 de pagini. Numai atacuri la guvernul Orban, numai atacuri la peneliști, 24 de pagini. O și zis peneliști, deci avem nevoie de 3 zile să o citim. 3 zile, 24 de pagini, vă dați seama. Ăștia citesc o pagină la 8 luni, că nu citesc, ei cu șmecheria, da? Parcă și văd, o să citească moțiunea, o să o dezbată, o să o voteze, o să vorbească în plen, o să se certe de ochii lumii. Moțiunea o să treacă, nu o să treacă, eu o să-și ia salariile, o să intre apoi în campanie și de noi tot nu o să intereseze. Nu o să intereseze, dar în același timp economia noastră a cam scăzut. Că aici sunt indicatorii reali, da? Ci că economia s-a contractat în ultimul trimestru cu 12%. Deci e ca și faza aia, după ce intri la duș și dai drumul la apă și te aștepți să fie apă caldă, aici vorbesc cu bărbații, și îți vine apă rece. Ți se contractă economia până ajunge la 12%. Bine că după vârstă și 12% e bine. Nu 20% ăla dilatat cu care ne lăudam. Mă rog, nu sunt bani, dar am citit pe un site că planta Cresula, ați auzit de planta Cresula? Planta Cresula cu principii Feng Shui, dacă o pui în casă orientată spre nord-est, și pui la rădăcină câțiva bănuți, planta asta îți aduce prosperitate, bogăție și bucurie financiară. Deci, dacă aveți bani sula, cumpărați-vă Cresula. Nu mai știi în ce să crezi. Atunci îți iei Cresula. Și îți pui și lavandă să miroasă bine și a doua zi pe când te trezești, numai să ai saci, că atâta o să te îmbogățești. Sper că prin acest video v-am îmbogățit și eu cu noi cunoștințe despre situația politică la zi.
Vă doresc în continuare ore superbe, spor în tot ceea ce faceți. Nicu Bendea vă mulțumește pentru abonare, subscriere și aștept comentariile voastre și la acest video să discutăm pândelete în secțiunea de comentarii. O zi superbă, bă. Și luați cresula. Cresula, bună pentru bogăția.